PMP și-a dat drumul la jocul de glezne electoral într-o conferință de presă care și-a propus să ia caimacul din principalele orașe ale județului. Caimacamii sunt, cel puțin deocamdată, trei. Trei și deciși toți trei. Cel mai decis pare însă șeful organizației Ion Vrânceanu, care a prezentat candidații din dreapta, din stânga sa, așa cum s-au rânduit ei la masa cu nuanță de măr încă verde. Am organizat astăzi o conferință de presă ca să prezentăm candidații și de la cele două municipii din județ care a rămas, e vorba de Moineștiu și Oneștiu. Pe lângă asta și orașul Comănești. La orașul Comănești, candidatul la primăria orașului este domnul Dorinel Miron, care este în dreapta mea. La municipiul Moinești este domnul Constantin Darie, care este în stânga mea. La municipiul Onești este domnul Liviu Popa. Iar domnul Stănică Ovidiu, pentru scurtă perioadă de timp, va fi purtătorul de cuvânt al organizației județene Bacău. Primul care s-a prezentat, un fost edil, s-a arătat decis să lupte, chiar dacă termometrul dă cu minus în jur. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor, un călduros la mulți ani dat fiind faptul că suntem la început de an. Urez un an cu multe evenimente plăcute, atât membrilor de partid, colegilor candidați din cadrul Partidului Mișcarea Populară, cât și contracandidaților noștri, pentru că este o luptă, așa cum domnul președinte bine a spus. Am început pe o perioadă de timp de îngheț, de ninsori, de frig, dar o bătălie și un luptător luptă în orice condiții. Vrânceanu l-a îndemnat apoi pe candidatul din Onești să spună de ce. De ce vrea la primărie? Mai departe vreau să dau cuvântul domnului candidat la primăria municipiului Onești. Proiecte sunt multe, aș putea să le enumăr, dar printre cele mai importante, cu aceste fonduri europene, am putea să izolăm blocurile de locuințe, asfaltarea porțiunii din Onești până la Ștefan cel Mare a rămas de mulți ani neasfaltat din diferite motive juridice, primăria cu drumurile. În fine, asta trebuie neapărat rezolvată, pentru că drumul este dezastros și aparține până în zona Ștefan cel Mare, drumul dintre Onești și Adjud, dar până în zona Ștefan cel Mare aparține de primăria Onești. Iar un proiect ar fi esteticul blocurilor de locuințe. Ar trebui făcut un proiect, toate aceste acoperișuri care sunt de toate culorile, de toate formele, acoperite cu tot felul de materiale, să arate într-un fel. A urmat la mișcare deocamdată declarativă candidatul din Moinești, candidat care a avut ceva proiecte în 12 ani cât a fost consilier. Două, dar bune. Ca activitate politică am fost consilier, adică și sunt de 3 mandate, în municipiul Moinești 2 mandate și un mandat actual care sunt la Comuna Poder, în periferia orașului. Ca și consilier în municipiul Moinești, am avut câteva proiecte pe care s-au realizat. Spre exemplu, să dau chiar date exacte care cum ar fi strada propriilor care e datorită mie și proiectul de-al meu care este realizat, strada în spatele pe centru, deci ar fi în fața judecătoriei și un proiect în primul mandat al meu ca consilier care s-a realizat, au fost sensi generatoare din municipiul Moinești.
PMP Bacău este condus la nivel de județ de Ion Vrânceanu, unul dintre foștii parteneri de afaceri al lui Corneliu Iacobov, condamnat la 7 ani cu executare pentru prejudicierea Rafa Onești. Vrânceanu a preluat în forță conducerea Mișcării Populare din județ, determinându-i pe fondatorii formațiunii să-și prezinte demisia în bloc. În prezent este considerat de mass media ca fiind traseistul lui Băsescu, după ce a schimbat câteva partide în cariera sa de politician și a sfârșit sub pulpana fostului președinte.